Am ales să mă înscriu în proiectul acesta pentru că am tot căutat să predau altfel, să am o bază practică pentru elevii la care predau teorie, de fapt, la clasă. Și cred că am deja idei, am și o motivație pentru noul an școlar în care am adunat de la cursurile acestea și activitățile acestea tot o bază de care mă voi putea folosi la clasă pentru elevii mei. M-a ajutat foarte mult să văd concret ceea ce se întâmplă la firmele IT și adunând aceste informații pot să pun bazele unei predări învățate pe proiecte, să lucreze pe echipe și să colaboreze între ei. Păi e greu să le spun asta, deci m-au marcat toate activitățile. Eu consider că în cadrul proiectului m-am dezvoltat atât profesional cât și personal. M-au remarcat, de fapt, băieții de la jocurile video, pasiunea și foarte mulți elevi sunt pasionați de jocuri, dar de acum înainte o să pot să sprijin jocurile acestea și am o altă viziune. Pot să îi orientez să-și dezvolte propria pasiune prin programare. O oră ideală ar arăta în orice caz bazat pe proiecte, lucrat în echipe, transdisciplinar, deci să folosesc cunoștințele de la celelalte discipline și să combin cu programarea de la clasă. Aș dori ca după ce termină clasa 12-a să plece cu niște cunoștințe concrete. Și asta cred că am văzut în urma vizitelor la firmele IT, să vadă concret și să, dacă se poate, să participe și la campusuri pe care am văzut la Ubisoft, de exemplu. Deci să fie deja integrat într-o asemenea comunitate de unde și văd, nu doar din auzite, de la unul sau de la celălalt. Da, eu am mai lucrat cu ei cu aplicații mobile și am văzut la Fitbit, de exemplu, aplicațiile smartwatch. Poate o aplicație mobilă în care să combin medicina, de exemplu, sănătatea sau poate un site, ceea ce am văzut la Zitec, un site de vânzare online. Deci să facă un site pentru o firmă, de exemplu, de exercițiu, de vânzare, cumpărare online, de tranzacție, de exemplu. Și să lucreze în echipe. Să lucreze, bineînțeles, în echipe și rolurile în echipă să fie împărțite. Deci să știe că unul are de căutat, de documentat, celălalt să aibă de implementat, de desenat, schiță, schemă și așa mai departe, celălalt să programeze sau echipele, mă rog, să programeze și să testeze. Deci să respecte, practic, pașii despre care am discutat aici la Design Thinking. Clar, deci eu cred că de acum înainte voi putea răspunde mult mai concret la întrebările elevilor mei.
Noi suntem un orășel mic, satul mare, și nu prea am avut posibilitate să-i duc la foarte multe firme. Dar vizitele acestea, din fiecare vizită am adunat câte o informație și clar că o să le prezint, mai ales că o să am clasa 12 acum la diricenție și o să profit de orele de diricenție în sensul acesta să-i fac o orientare cât mai corectă profesională în carieră. Pentru că a fost un curs la care am venit cu plăcere. Eu mă trezesc destul de greu dimineața, dar acum de fiecare dată m-am putut trezi pentru că abia am așteptat să văd ceva nou, să aflu ceva nou și și fiecare activitate m-a învățat ceva. Deci a fost chiar o plăcere, nu am participat la niciun asemenea proiect în care pe bune s-au ținut activitățile și am fost implicați fiecare profesor în activitate. Am adunat experiențe de la colegii din alte județe, am discutat problemele noastre. În cadrul unui județ, dacă discutăm, este altceva, dar când discuți cu ceilalți din alte județe, mai afli una alta, mai spui și tu una alta. Deci e un schimb de experiență extraordinar proiectul acesta. Deci felicitări organizatorilor și mult succes mai departe!